Bună ziua, în primul rând. Bună ziua. Nu mă pricep să vă spun asta, aș putea să vă spun ce se întâmplă la Suceava. În diaspora am doar câțiva prieteni care mi-au spus că nu votează din cauza pandemiei. Dar pot să vă spun ce se întâmplă la Suceava și ce fac eu la Suceava acum. Spuneți. Practic, sunt refugiat în antreprenoriat și vreau să vă spun că inclusiv astăzi, duminica, muncim la salvarea business-ului. Dacă mă întrebați ce aștept de la următorul guvern, aș putea să vă spun următoarele lucruri. 1. Să clarifice coma în care se află Horeca. Pentru că sunt acum la birou, la hotelul meu de 5 stele, a ajuns o cameră 157 de lei. Și nu vă spun faptul că noi menținem hotelul deschis doar pentru salariați. Doar pentru salariați. Înțeleg. Asta nu sunt prețuri cu care să supraviețuim. Asta este 1. 2. Cei 20% din cifra de afaceri ar trebui să fie acordat cât mai repede, pentru că în ianuarie expiră amânările de la bănci. 3. Altă lovitură. 100.000 de locuri de muncă au dispărut. Mă uitam astăzi la șefii partidelor și vedeam așa, se insinuau niște salvatori ca Bruce Willis în Armageddon. Dar niciunul dintre ei, ca o curiozitate, nu a avut măcar 50 de salariați în subordine. Și sunt curios ce ar spune un lider de partid unui salariat pe care trebuie să-l concedieze, pentru că la noi funcționează următorul lucru. Adu oameni din șomaj, bagă oameni din șomaj. Adu oameni din șomaj, bagă oameni din șomaj. Comparația pe care ați făcut-o dumneavoastră este tare și faptul că ne-ați spus, iată, că din diaspora, de ce prietenii dumneavoastră nu votează, și chiar vreau să vedem acum, doamnelor și domnilor, cum sunt ei umiliți, chiar și în vremea grea a pandemiei, au luat calea sănătății pentru ca ei și familiile lor să aibă ce pune pe masă. Sunt povești la mii de români alungați din țară de sărăcie.